se aud musafirii, Tati, avem invitați, vom da un interviu. Haideți să vedem ce reușim să creăm împreună. Și Teo, ce faci Teo aici? Te ascunzi de musafiri? Bun. Avem musafiri! Salut! Ce avem aici? Două camere, iar Briana este cameraman. Super! Să facem și cunoștință! Eu sunt Diana și am venit să filmăm o emisiune frumoasă. Se numește Biblioteca cu Rame. Este difuzată la Euro TV și este pentru prima oară când facem cu o echipă așa mare, o familie. Și să știi cât de mult timp am căutat o familie care să reprezinte comunitatea băcăoană. Mă bucur că e o familie atât de generoasă, pentru că și eu am trei copii. Și să facem cunoștință cu ei. Bună! Salut, Arsenie! Pe mine mă cheamă Ianis și am 12 ani. Bună, Ianis! Pe mine mă cheamă Sara și am 8 ani. Încântată de cunoștință, Sara! Ne bucurăm să vă cunoaștem! Păi în iunie o să nasc și eu bebelușa noastră. Fetiță! Fetiță, ce tare! Doi băieți și două fete! La cea mai multă grijă de mamă. Cea mai mare grijă. Băieții mă enervează. Da, o exclud tot timpul. La voi am văzut că se înțeleg. Da, uneori, da. Mai puțin ele mai mari, nu? Se mai ceartă ele două, da. Pe toată lumea pe care cunosc cu copii. Ce faci, Bri? Da! Ai venit să te plimbi cu valiza? Da! Uitați-mi se vede. Păi da, dacă ți-ai pus un... Da, la special să ai un larg. Dar depinde și cum l-a setat, nu știu. No, da, bine așa. Dragi telespectatori, este marți, este ora 18:50 și vă aștept la o nouă emisiune Biblioteca cu Rame. Trebuie să o urmăriți. Avem o familie minunată, este o familie de YouTuber, cea mare, în toată splendoarea ei. Veți urmări o emisiune cât se poate de naturală, de spontană, așa cum arată o viață de familie normală. Vă așteptăm cu drag! O să faceți așadar cunoștință cu, începem, stăpânul casei, cu Costel. Salut! Cristiana. Bună! Mara Ștefania. Teodora. Și Briana. Acum sunt ei așa mai rușinoși, deși suntem la ei acasă. E probabil un alt fel de emoție când vine cineva din exterior și le prezintă povestea. Ies cumva din zona lor de confort. Vreau să știu cum a început exact ideea de a face aceste vloguri. La început nu am vrut. I-am spus să facă o listă de 10 activități pe care vrea să le prezinte, de 10 teme. Ea era atunci clasa pregătitoare. Eu nu mai amintesc. Și nu credeam că o va face, pentru că abia atunci învăța să scrie. Dar, ce să vezi, a făcut-o și atunci a trebuit să mă țin de cuvânt. Dacă ea a făcut lista, eu a trebuit să filmez primul vlog. Și primul vlog a fost cu plastilină, pentru că așa și-a dorit Mara. Exact. Spuneți-mi, cum vă vin ideile pentru aceste episoade? În primul rând, prezentăm viața noastră de zi cu zi. Facem daily vlog, în mare parte. Și apoi diverse activități cu copiii, pentru că având atâția copii, trebuie să-i angrenăm în diferite activități pentru a-i educa. Primiți și sfaturi din exterior? Mă gândesc cu urmăritorii dumneavoastră sau cei apropiați? Mai mult sau mai puțin. Primim mesaje. Trebuie întotdeauna să ne readaptăm, să ne reinventăm pentru a fi la zi cu tot ceea ce se întâmplă, cu trendurile de pe internet, pentru că altfel... pierdem, să zicem așa. Lumea se plictisește și nu se mai uită la noi. Iar interesul nostru este să fim văzuți, nu? Ce beneficii aveți, că tot ai zis că asta e interesul vostru? Ce beneficii aveți când filmați aceste vloguri? Beneficii. Ar putea fi multe beneficii. Ne-am făcut prieteni cu ajutorul YouTube-ului. Uite, așa ne împrietenim și cu voi. Așa. Sunt și beneficii financiare, avem colaborări, dar se pot vedea urmărind vlogurile noastre pe YouTube. Dar sunt foarte mulți YouTuber și din ce în ce mai mulți influencer care afirmă efectiv că din asta își plătesc facturile și existența lor e asigurată în mare parte de aceste contracte. Noi nu avem atât de multe, oricum noi ne plătim facturile din joburile noastre de zi cu zi, mergem și la serviciu și suntem și părinți cu normă întreagă, pe lângă hobby-ul acesta pe care îl avem cu
YouTube-ul. Și de meseria ta, știu că ești profesoară, te ajută în această meserie de cadru didactic în filmarea acestor episoade? Desigur, desigur, mă ajută, pentru că am învățat psihologie, pedagogie și atunci îți dai seama că se aplică, totul devine practic. Înțeles, dar există și dezavantaje? Există dezavantaje. Popularitatea asta nu vine numai cu succes, să zic așa. Copiii sunt de multe ori agasați de fani. Nu pot avea o viață normală în public pentru că stăm la masă și vin 10, 20, 30 de copii, hai să faci o poză cu mine, hai să faci o poză cu mine, hai să faci o poză cu mine, nu mai termină să mănânce până termină de făcut pozele. Noi suntem acum și pe nou filmarea vlogului. Da. O să fie dacă două nu filmări. L-a oprit Bri. Dacă nu l-a umplat acolo, da. Briana e cameramanul de serviciu. Ce meserii își doresc copiii voștri să aibă? Că știu că fetele sunt deja la un liceu de artă. Tamara, ce ți-ar plăcea să fii când vei fi mare? Nu știu, n-am preferințe. Dar așa, ce pasiune te vor duce către meseria din viitor? Păi mie îmi place să cânt la pian. De unde ți extrage această energie, Cristiana? De la copii. De la copii. De la copii. Am crezut că... Tati, oricum e... Că el pare așa mai secătuit de energie și am scăt de la... Pentru că, na, serviciul îl obosește, dar... Cum te relaxezi, Costel? Se relaxează? Da. Asta e întrebarea, nu? Da. Relaxat-o mai puțin. Da. Nu prea ne relaxăm. A fost pasionat de pescuit, dar familia i-a mâncat toată pasiunea. Concentrez partea de relaxare asupra noastră. Asupra că te relaxezi și cu partea de editare. În momentul de față, nu. Am lăsat partea de editare pentru că deja era prea. Am înțeles. E solicitant. Dar sunt sigură că vă relaxați în concedii, în weekend-uri, în vacanțe. Nu, nu ne relaxăm niciodată! Noi suntem la muncă, vorba bine. Dar apăreți o familie super relaxată. Vorba bine. Încercăm să ne relaxăm, dar noi suntem mereu în priză pentru că filmăm non-stop. Și atunci, partea de relaxare nu prea mai există. Există totuși o parte în care ne simțim bine. Da, noi ne simțim bine făcând asta. Adică asta este modul nostru de viață. Încă am observat că sunteți foarte activ. Mergeți în călătorii în țară și chiar vă felicit și vă admir pentru că ne dați și nouă idei. Vreau să vă întreb dacă faceți asta pentru abonații voștri, pentru vizualizările care le aveți, sau efectiv că vreți voi să încercați acele locații. Facem asta pentru noi. Noi călătoream și înainte să existe vlogul. Și făceam mii de poze, că de asta am acceptat să și postăm, pentru că oricum filmam și pozam într-una. Pentru noi. Pentru noi, nu le postam nicăieri. Ba da, puneam pe Facebook albume de mii de poze. Același cadru de ce sunt și acum, da. Sunt și acum. Personale, da. Da, v-ați gândit să mergeți mai mult în afară, în vacanțe, tocmai ca să evitați? Nu, vrem să mergem în afară pentru a cunoaște lumea. Exact. Oricum, surpriză, am fost în Bulgaria și acolo am fost peste români. Am văzut episodul. Avem deja planificate excursii în afară țării. Acum vedem dacă o să reușim. Anul acesta ne-am propus să ieșim în țară cât mai mult. Oricum, până acum a fost pandemia și a fost mai greu să ieșim. V-ați gândit să mergeți și la o altă televiziune, să încercați să faceți un contract pentru un reality show? Vă întreb că am auzit alți youtuberi care au primit oferta aceasta, adică efectiv să meargă la o televiziune și să-și expună viața de... Nu credem că am putea face asta, pentru că n-am mai putea să ne ocupăm de proiectele noastre și atunci... Noi suntem doar amatori, da? Doar amatori. Dar tot ce faceți păreți așa că sunteți profesioniști, adică o faceți cu tot sensul de răspundere. Suntem autodidacți. Da. În tot ceea ce privește, nu știam nici să filmăm, nici să edităm, dar cu timpul am învățat. Ați făcut ceva cursuri? Nu. Am învățat singur de pe YouTube. Exact. Să aveți aici un fan înfocat și vreau să vă pun o întrebare. Aș vrea și eu să vă pun o întrebare. Și eu sunt editor, editez videoclipuri ca să le pun pe TikTok sau pentru mama sau tatăl meu. Și un videoclip de-al vostru, de exemplu Cartoon Network, cam cât ați stat să-l editați? Cartoon Kid. Da, cea de genul. Nu știu dacă mai am un story. Am făcut un story la un moment dat. Încă un super sketch este gata. Mâine, după 12, vă așteptăm pe canalul Teo Kid Show.
cu editare în Adobe Premiere Pro pe nu știu câte nivele. Playere, da. Da, playere pe partea audio. La un videoclip de 4-5 minute ajungeam să editez și 7-8 ori. Wow, asta la un videoclip cu efecte. Da. Punea bing, bing, bum. 7-8 ore. Da, da. Asta la început, când făceam mai multe sketch-uri pentru copii. Da. Unde trebuia neapărat să avem efecte audio, efecte vizuale, dar acum edităm mai repede. Da, pentru că nu mai facem așa ceva. Vlogurile normale, vlogurile de familie, cam cât? 2 ore? Da. 3 ore? Cam așa. Și au între 10 și 30 de minute. Depinde și de greșelile care le faceți, pentru că atunci când faceți o greșeală, durează mai mult să o scoți, să nu se observe că acea greșeală a fost făcută. Eu odată am editat un vlog, doar pe ieri, mi-a luat vreo 4 ore. Nu ți-a luat 4 ore. N-ai zis dacă 4 ore? 3-4. Bine, de că am vrut eu. Da. Să văd și eu cum e, să văd ce face tata. Și cum ți s-a părut? Foarte greu. Ați avut parte și de beneficii în sensul că poate ați avut parte de anumite servicii în calitate de vedete? Nu prea am cerut asta. Da, nu. Mi se pare jenant să cerem. Am auzit că se poate, poți să faci bartere, dar exact. Nu ne-a fost greu să cerem, nu știu. Să fim normal. Da, exact. Aveți povara asta a celebrității în care poate nu sunteți liniștiți când mergeți la o masă, dar în același timp nu exploatați la maxim această faimă. Nu v-ați vrem gândit. Asta pentru că nu ne simțim așa vedete ca să profităm de asta. Noi spunem că suntem niște oameni normali. Sunteți niște oameni normali, doar că faimoși. Eu sincer, eu când eram mai mic, cred că acum 2-3 luni. Păi era mai mic acum 2-3 luni, s-a îngrășat. Am crezut că atunci când ieșiți la o masă, ieșiți la un restaurant privat, nu în public. Atât de vedete am crezut că mulțumim. Nu, dar serios. Ce alt impediment ați mai avut încât să vă determine să vă opriți? Nu ne determină nimic să ne opriți. Nu ne determină nimic să vă opriți. Sunteți invincibili. Place ceea ce facem. Abonați-vă la Ioana Breanu, Familia Mare, Teodora, Elena și Mara Ștefanie. M-ați dat un pic așa peste cap, că ați zis că nu sunteți vedete, că nu vreți să fiți vedete. Nu, poate ești. Da, e anis. Primul videoclipar, nu, ne jucăm. Primul lor, acum 5 ani, ne jucăm cu plastilină. Play-Doh, facem înghețată bună. Câte vizualizări ai primul? Puțin. 50.000, acum 5 ani. Dragi telespectatori, a fost o emisiune cât se poate de interesantă și de spontană, de naturală. Mă bucur că am cunoscut această familie minunată dincolo de ecrane, pentru că are un mesaj foarte important de transmis, acela că cea mai importantă este familia și tot timpul este bine să-ți asculți inima. Și voi aveți fel de la iPhone, da? Numai eu. Ele n-au telefoane, dar așa... N-ai Teo telefon? Eu am un telefon! Cu flori de lampe în tot. Ați crezut ziua ta mică, doamne! Bun. Copiii o să meargă la joate, noi la masă. Eu mă duc să mănânc sushi. Am terminat, parcă sunt și mai relaxați. Tata a stat la masă. Asta ce-a rămas? Musafirii au plecat, dar a rămas cu copiii. Au rămas să se joace cu fetele. Cum puteau rata? Dita mai distracția. Ia priviți. Ce fac copiii? Ne apucăm de lava. Lava. Super. Zice că doar iarba e pământ. Doar iarba e lava? Da. Pământul. Păi așa pus pe aia. Lava, nu? Păi așa pus pe la toate rundele în mapii. Păi nu, că n-ai voie să stai mai mult de 3 secunde. Lava! Sau poți să faci asta. N-ai voie deloc pe jos, așa e. Și așa. Da, așa. Uite, aveți scările acolo, scările aici, căsuța, copacii. Sau uite, lângă copac puneți că el. Da! 1, 2, 3. Copiii au descoperit cercurile hula. Ia priviți. Uite ce-am găsit. Ai găsit creta. Ianis a găsit. Bravo, Ianis descurcăreț. Câți copii avem, mami? Avem 6 copii, tati. Ce zici? Ne descurcăm cu 6? Mai facem? Eu sunt foarte bună!
Ia să vedem. Eu nu știu ce să zic, mami. Hai să vedem. Ianis. Da, da. Foarte bun, ce mai bun. Uite la Teo. Ia uite și pe Ebri cu două rochițe. Mai ești acolo? Wow. Hai să vă văd. Băieții joacă fotbal. Iar fetele fac șotronul cu creta. Un șotron mai diferit. Mai mare. Să pună patru de cinci. Și face un șotron diferit. Super! Și mai mare și în toată curtea. Wow! Acum îi faci gâtul și apoi capul, nu? Și rotund. 9. Nu, 9-10, rotund. Așa, trag în două. Da. 9-10. Da, așa se face. Fiți atenți la șutul ăsta. Ia să vedem, Ianis. Arsenie, dacă o prinzi, ești boss. Hai! Oh, nu! Era să spargi alea. Nu mă dați cu mingea, gata. Lasă-i, uite, așa, dacă dau mai încet, nu e problemă. Uite, așa, fetele lucrează în echipă pentru a construi traseul. Fetele cred că au terminat traseul. Avem aici șotronul. Așa, de la start avem șotron. Și avem butoane. Subscribe, like, clopoțel cu notificările activate, share, comment și butonul de YouTube. Aici continuăm cu un zigzag și apoi ne ducem către o ușoare de Paști, desenate de fiecare copil în parte. Sara colorează acum un ou și gata traseul. Săgeată să te duci cu trotineta. Super! Și așa se joacă cei mici. Până atunci Briana e cu trotineta, cu cercurile. Copiii sunt la joacă. Mara și Teo erau în leagăn. Acum Teo se duce și ea în trambulină cu Sara și Bri. Și a făcut în leagă. Super. Îți place la noi, Sara? Da. Mai vii? Da. Îmi vrea să punem piscină. Pe bune? Da. E încă foarte frig. E cald, e cald. Uite acum în piscină nu mai săreați. Dar unde-s băieții? Ce ați făcut cu băieții? Unde sunt băieții? Ia să-i căutăm noi. Unde sunt? Doi copii nesupravegheați. Unde s-au dus? Ianis, Arsenie, unde sunteți? Cu tati! Învață editare! Super! Ce faci aici? Editare foto? Faci miniatura? Cum e, Ianis? Îți place? Da! Le vezi? De gel. Să descarc pe așa mai multe. Aici se foarte multe. Și să vă uităm de lungi cum se încarcă din partea a doua cu cine câștigă traseul, câștigă 1000 de euro. Wow! A doua. Super! 1000 de euro. 1000 de euro. De fapt erau 1500. Da, erau 1500 acolo. Super! Te dau, mami! Atât? Super! Hai, sar, Mara! Super! Și acum Teo! Te dai un pic cu Teodora și apoi se dă Sara și face loc lui Arsenie, așa-i, Sara? Super! Eu cu Mara am venit aici. Vine și Sara cu noi. Hai, Sara. Vine și Teo. A venit și Teo. Și-au rămas bebelușii în leagăn. Da. Uite-i. Din
dați-ne like dacă v-a plăcut. Am avut mari emoții la interviu. Cum s-a părut, m-am descurcat? Și urmăriți-ne și pe EuroTV. Până data viitoare, vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Da, pune piscina, ne apucăm de... Facem vlogul cu cutiile, știți la ce se referă? Teo, vrea să ne turnăm chestii, da.